Cu Luca? Da. Dar nu am explicat, nu ca Botoșani, să expunem produsele noastre. Avem o gamă de produse apicole plus lumânări. Mai sunt și preparate pentru degustări. O să stăm tot weekendul până duminică și sperăm să îndulcim toată lumea. Sare și fum. Cel mai simplu și tradițional. Și tradițional. Da. Așa fumată vacă. O ceasă, cuștă. Nu știu de asta. Cărneațe foarte bun, de calitate bună, mici foarte bun. Vinul special. Prețurile cum îți fac? Acceptabil. Nu prea bine. În adevărul, nu din amare, ceva, no, no. Spune adevărul cum e prețul. Dacă văd, stai un pic. Nu, sunt foarte bun. Micul gigant, 4 lei. Hai, trebuia 3 jumate. Așteptări avem multe, dar nu știu. Vedem acum ce produse avem. Dă porc, dă vițel, brânzeturi, șoriciu tradițional, slăniuță de mangalița, chiar o pastravă faină de mangalița. Și așteptăm o reșință aici să vină să ia produse pe noi. E al 9-lea an care sunt aici eu și am fost mulțumit până acum. Mă vedem anul ăsta. Deocamdată de abia am venit, dar da, e frumos, e corect, e așa. Prețurile sunt alea care sunt, care le știm. Nu trebuie să comentăm. Consecutiv la Piatra Neamț, la acest târg organizat de Camera de Cum a Comerțului, cu produse tradiționale făcute după rețete proprie. Din ce zonă? Din Bucovina, din Vatra Dornei mai exact. Ce să vă zic, vă așteptăm cu drag la târgul, la piața agroalimentară, să degustați un frigărui, un mic, un cârnaț, un... Mulțumesc! Cu drag! Domnul nostru